Dumnezeu, care este cel mai mare tactician, ne-a făcut descoperit planurile celui rău, nu ca să ne temem de ele, ci ca să anticipăm luptele care se dau. Și prin această lumină descoperită de la Duhul Sfânt, să putem avea biruință, lăudat să fie în numele Domnului. Voi când sunteți blasfemiați, când sunteți vorbiți de rău, ce să faceți, dragii mei? Să vă strângeți împreună și să plângeți. Vai cum s lua de noi, de neamul nostru. În loc să faceți asta, Domnul spunea, să vă bucurați când sunteți vorbiți de rău. Pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri, lăudați fie numele Domnului. Câte mesaje a vorbit Duhul Sfânt în anul acesta pentru biserică? Măcar la cel la care am fost expuși cu toți împreună, nopți de veche, seri de rugăciune, duminici, momente când au fost musafiri cu noi să prin vasele Domnului din biserică. Câte mesaje ne-a vorbit Dumnezeu? Câte le mai știți? măcar cerințele? Măcar o cerință care a spus-o Domnul pentru familie. Câte le mai știți? Că să ne plângem că ni greu, să ne plângem că nu se întâmplă nimic, o facem zilnic. Dar să punem în practică ce ne-a vorbit Dumnezeu, prea puțin. Me să fie Domnul! Oameni dragi, vrem în această seară să continuăm să discutăm din acel seminar care l-am început cu ceva timp în urmă. Am avut o primă discuție din el și urmează următoarele, care vor fi în această seară al doilea, seminar intitulat Lupte Moderne, Strategii Actualizate. Suntem într-o vreme dificilă, abordăm lupta care o ducem ca și familie în crizele moderne fără precedent, explozia tehnologică, relativismul, demontarea mentalității tradiționale, ceea ce odinioară știam ca și familii, structurii, dacă vreți, ierarhice de societate, nu mai există. De bună oară, înainte era învățat să respect pe cei în vârstă, pentru că sunt în vârstă. Și nu conta cine erau, cum îi chema, câtă școală aveau sau de unde erau, dacă era în vârstă, regula simplă era că trebuia să-i dai respect. În ziua de azi, dacă n-ai o multitudine de argumente prin care ți s-ar putea impune să ai respect, nimeni nu dă respect. Aceste mentalități tradiționale, tot mai erodate devin în societatea noastră, și lupta se face că ele să dispară pe deplin, căutăm în vremea aceasta confuză și complicată să aducem o învățătură cu strategii actualizate pentru aceste lupte moderne, înțelegând că modalitățile clasice fa așa că eu sunt tata și așa vreau eu, nu chiar mai dau randament în era modernă. Realizând complexitatea lupții care noi o dăm și realizând contextul în care suntem, am vrea să venim cu niște învățători practice pentru familie ca să învățăm cum putem să biruim luptele cele mai frecvente cu care ne confruntăm în ziua de azi îmbinăm principiile non-schimbabile și eterne ale lui Dumnezeu, creatorul familiei, cu tactica actualizată, prin forme concrete care își ating scopul în modelarea, apărarea și dezvoltarea copiilor din familia de azi. Ca și copiii lui Saharu din Ioară, am vrea și noi să înțelegem vremea în care ne aflăm, înțelegând vremurile, să luptăm corespunzător și prin lumina Duhului Sfânt să avem randament și biruință, Doamne ajută la aceasta. Octombrie 9, 1941. Inteligența americană interceptează și decodifică un mesaj trimis din Japonia către spionii japonezi care erau pe insula Hawaii. Mesajul cerea ca acest spion să detaileze foarte bine portul din Hawaii, divizându-l în cinci porțiuni și să noteze în format de grilă, specificând acolo unde se află vasele americane de război. Este multă dezbatere dacă acest mesaj a ajuns până la biroul prezidențial, dar cert este că a fost înregistrat. Noiembrie 24, 1941, un al doilea mesaj este interceptat de american de la admiralul Yamamoto din Japonia către liderul batalionului japonez care era în formă de atac mergând către America. Mesajul spunea, avansează în apele Hawaii și atacă principala forță a flotei americane din Hawaii și dă o lovitură mortală. Este mult dezbătut dacă acest mesaj chiar a fost transmis. Istoricii se împart și s-au făcut multe conspirații pe seama acestor mesaje. În schimb, este înregistrat. Decembrie 7, 1941. În orele nopții, primele ore din dimineață, un soldat făcea practică pe un aparat de radar în timpul în care nu era monitorizat activ. Observă un grup de avioane care erau în sfera americană și se apropiau de locul unde erau ei. Își strigă la locotenent, spunându-i că este o formație de avioane care vin către ei. Locotenentul foarte liniștit strigă înapoi, spunând: Nu te teme, sunt niște avioane americane, vin către noi acum. În următoarele ore, la 7.55 dimineața, decembrie 7, 1941, Japonia atacă Pearl Harbor provocând o pagubă colosală armatei americane. Undeva la 3.400 de soldați americani au fost omorâți, 1.000 de soldați și civili au fost răniți, multe avioane și multiple vase americane au fost distruse. A fost momentul în care America a intrat în războiul mondial al doilea. Aceste mesaje care au fost interceptate, dar abandonate, Dau o lecție mare, și pentru noi, în ziua de azi. Nu de puține ori s-a întâmplat ca să vină avertizări concrete la care oamenii n-au luat aminte, iar ulterior, după pierderi colosale, să se spună cu mare frustrare: De ce n-am ascultat sfatul sau avertizarea primită? Dacă aș fi ascultat eu atunci ce bine era. În domeniul familial și spiritual, nu de puține ori Dumnezeu ne-a trimis avertizării, atenționări din partea Duhului Sfânt, care chema familia la pocăință, la lupta spirituală, să rămână aproape de Domnul, precum și biserica, pentru a rămâne în picioare în fața luptelor care se dau din partea celui rău, cu specificații bine definite cu ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să facem. Trist este că de puține ori le punem la inimă. Dacă vreți să testăm acest concept, v-aș ruga să vă gândiți fiecare individual doar în anul acesta, din ianuarie 1 până actualmente în luna august, primele 8 luni din an. Gândiți-vă câte mesaje ne-a vorbit Duhul Sfânt că trebuie serică pentru familii cu specificații bine definite. Din toate aceste mesaje, câte vi le aduceți aminte? Câte din cerințele Domnului vă sunt proaspete în minte sau le-ați pus chiar în aplicare în familia dumneavoastră? Deseori, ca niște ascultători uituci, iertați-mă îndrăzneala, ascultăm cuvântul dat de Dumnezeu către noi, îl primim cu bucuria faptului că Duhul Sfânt iar a vorbit în biserică, iar apoi plecăm acasă aproape uitând totalmente cine ne-a vorbit Dumnezeu. Revin, testul este simplu. Gândiți-vă dacă mi-ați putea cita acum măcar o cerință care Dumnezeu a dat-o familiei părinților, fraților din biserică, prin glas profetic, prin care Domnul specific ne chema să luptăm atenți la multele mesaje care au fost în anul acesta. Pentru a putea înțelege cum să răspundem la luptele practice din viața copiilor noștri, spuneam de la începutul acestui seminar, rebeliune, anxietate, depresie, lupta cu substanțele, tehnologia, presiunea socială, va trebui să înțelegem tactica de luptă a diavolului în primul rând, și apoi metodele puternice prin care Dumnezeu ne poate da biruință și pe care el le prescrie pentru noi, metode atât de simple, dar atât de eficiente în lupta spirituală. Am ilustrat acest mesaj în această seară, al doilea din seria noastră Metodele Domnului pentru lupta omului. Sunt așa de simple, dragii mei, des sunt lăsate deoparte de noi spre paguba noastră, măcar că Dumnezeu dă o eficiență maximală atunci când le punem la inimă. Aș vrea să privim doar foarte pe scurt, în câteva linii mari, contextul acestui pasaj istoric, iar apoi să-l transferăm în ceea ce prezintă ca și învățătură spirituală pentru lupta familială. Gândiți-vă că evreii au fost exilați, după șirul lung de împărați ai lui Israel, din cauza păcatului lor, au fost alungați, scoși afară din Israel, au fost duși în Babilon timp de 70 de ani, timp în care Ierusalimul a fost distrus complet, cetatea a fost arsă, templul a fost dărâmat și au rămas doar cei mai săraci oameni în Israel. După 70 de ani, se întorc înapoi o serie de iudei. Unul din ei este pe nume Ezra. Ezra era un cărturar și un preot care s-a întors din robie ca să curețe templul și pentru ca să slujească în capacitate de preot. Altul era numit Neemia, guvernator din Iuda, care a fost convins, a convins pe Artaxerse, împăratul Babilonului Persiei, să-i dea voie să rezidească Ierusalimul. Aceștia se întorc înapoi cu o serie de iudei care încep să lupte pentru ceea ce era acum doar niște rămături. Plângeau, văzând cum arătau ruinele Templului. Își aduceau aminte de slava lui Dumnezeu, de focul care coborâse atunci când Solomon s-a rugat. Își aduceau aminte despre lucrări deosebite care Dumnezeu le-a făcut pentru Israel, vindecări nemaipomenite, proroci ca și Ilie, ca și Elisei. Și acum tot Israelul, tot Ierusalimul era în paragină, era distrus, era ars până în temelii. Mai menționează Biblia câteva nume în acest pasaj, cel puțin două le luăm. Sambalat era de fapt un dregător al Samariei care avea putere relativă peste zona unde venise Nemia. De aceea se oftic așa de tare când vede că se reîncepe lupta pentru rezidirea Ierusalimului, pentru că vroia să câștige el ceva de acolo și Nemia era un ghimb în asta lui. Tobia era un guvernator bogat al amoniților, nici măcar nu era evreu, și cu puternice conexii în Iudeea. Oamenii aceștia au făcut o clacă împreună și s-au adunat mai multe neamuri ca să lupte front comun împotriva evreilor. Țineți cont de ceva, cât de greu ne unim noi ca și frați și ca și biserică. Am zis de foarte multe ori o frustrare care eu am și cel puțin un gând perplex care mă macină. Când vine momentul Paștelui și facem acel marș al învierii, oare unde sunt cei care se numesc creștini? Nu vorbim acolo despre doctrină penticostală, nu vorbim despre diferențele denominaționale, ci facem cea mai fundamentală declarație a creștinătății. Hristos a înviat. Catolici, ortodoxi, baptiști, penticostali, adventiști, oricine ați vrea dumneavoastră, toți proclamăm că Isus Hristos este viu. De ce nu ne putem uni? Ca să facem front comun în a declarăm împreună, noi, cei mulți care credem pe Domnul, că Isus este viu. Nu vi se pare ciudat că ne spune Sfântul Cuvânt Sambala, Tobia, arabii, amoniții, azdodiții, neamuri care erau în luptă unele cu altele, au făcut front comun ca să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat cum neamurile se pot grupa împreună? Fac. Momente de unitate împreună, sub ideea de unitate în diversitate, câte altele se întâmplă, fac front comun să lupte împotriva lui Dumnezeu. Iar biserica stă deoparte, luptându-se în divizi... diviziunile sale, zicând că noi avem dreptate, alții au dreptate, uitând că, de fapt, frontul comun este a lupta împotriva nelegiuirii și a lupta pentru Dumnezeu. Doamne de neînțelepciune. Dragii mei, când privim la lupta aceasta care se întâmplă, aș remarca ceva, spunea comentatorul Wiresby, cât timp oamenii din Ierusalim s-au mulțumit cu soartă lor tristă, dușmanul i-a lăsat în pace. Sambalat n-a avut nimic de a face cu evreii câtă vreme au stat cu în banca lor. Câtă vreme își mâncau pâinea amară și pâinea uscată, câtă vreme își plângeau rănile și zidurile dărâmate, Sambalat nu le-a avut problema. Dar în momentul când au început să lupte, să slujească Domnului pentru slava numelui Lui Dumnezeu, deodată dușmanul a devenit activ. În schimb, opoziția nu este doar o dovadă că Dumnezeu binecuvintează, ci o oportunitate pentru de a crește. Gândiți-vă că Nemia a rămas pe paginile Sfintei Scripturii, pentru că această luptă asiduă s-a dat. Asta înseamnă că noi suntem chemați să luptăm, dragii mei. Și în aceea luptă care noi o facem, pentru casele noastre, familiile noastre, cum spunea Nemia în textul acesta, să știți că diavolul va lupta activ. Câtă vreme stai pasiv, Îți bei cafeaua dimineața stând la știri și nu te deranjează nimic altceva, lăsând pe alții în pace ca să te lase în pace, nu ți-are nimeni treaba. Dar în momentul când te îndelenicești cu postul, cu rugăciunea, când te implici în lucrarea Domnului, când pui umărul la carul lui Dumnezeu, să știți că tot iadul și toți demonii care există se pun și fac coalizie împreună, să-l dea pe tine jos și te întreb ce se întâmplă. Parcă în casa mea s-o spart izvorul luptelor. Copiii îmi plâng, soția e necăjită, lupte câte vrei. De ce la mine în casă? Pentru că diavolul nu stă liniștit când se luptă pentru slava numelui Domnului. Diferența este, dragii mei, că Dumnezeul nostru este mai mare ca și diavolul. Și biruința este de partea lui Dumnezeu mărit să fie numele Său. De aceea, noi nu ne temem, ci luptăm plin de încredere că Domnul este cu noi, lăudat să fie numele spunea Nemia așa de minunat, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat, luptați pentru frații voștri, fiii voștri, fetele voastre, nevestele voastre, casele voastre. Domnul este pentru noi, lăudați să fie în numele. Ei, dragii mei, în contextul acestei lupte, vrem să traducem pasajul în contextul în care noi ne aflăm în ziua de azi, sigur a fost un pasaj istoric, dar bogăția spirituală ascunsă în acest text nu este o învățătură deosebită pentru noi. Aș vrea să observăm, în primul rând, tacticile diavolului, ca mai apoi să observăm metodele Domnului pentru lupta omului. Haideți să observăm, în primul rând, tactica diavolului de luptă. Aș întreba, de ce am vorbit de așa ceva? Ce scop ar avea să punem în discuție tactica diavolului? Dă-ne alea spirituale cu Dumnezeu, care alea sunt mai importante. Asta cu diavolul nu are de face cu noi. Măcar că aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Domnul ne spune prin gura Sfântului Apostol Pavel, 2 Corinteni 3 cu versetul 11, 2 cu 11, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Dumnezeu, care este cel mai mare tactician, ne-a făcut descoperit planurile celui rău, nu ca să ne temem de ele, ci ca să anticipăm luptele care se dau. Și prin această lumină descoperită la Duhul Sfânt, să putem avea biruință, lăudat să fie în numele Domnului. De aceea noi expunem planurile diavolului, nu ca să ne temem de ele, nu ca să le punem în discuție, ci ca să știm cum să nu cădem de oboseală în contextul luptei. În primul rând, prima tactică a diavolului este tactica defăimării. Versetul 2 ne spune astfel, Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samarii, Sambalad, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf care sunt arse de foc? Tactica diavolului, în primul rând, este tactica defăimării. Defăimarea sau bajocorii este o formă a celui rău de a descuraja pe oameni. Unii sunt gata să moară ca și martiri. Sunt în stare să reziste la lovituri fizice. Sunt în stare să ducă boli grele. Dar dacă le ataci caracterul, cad foarte rapid. În momentul când este pus în vorbă caracterul tău prin insulte, injurii și cuvinte grele, cei mai tari oameni iubicei cediază. Pentru că ne este greu să fim defăimați. Ne este greu să facem față la insultele care se aruncă. Ne este greu să rezistăm când demnitatea noastră este atacată. De aceea spunem, mă, dacă îmi dădea o palmă, mă durea mai puțin decât vorba care mi-a spus-o. Că vorba aia tare, taia adânc până în suflet și cu aia rămâi ani de zile. Palma aceea trece ușor. E o jignire profundă, dar trece. Îți trece senzația. Dar la vorbele spuse, te vei gândi astăzi, la noapte, mâine dimineață, mâine seară și după o săptămână îți vei spune în mintea ta de ce mi-au spus mie vorbele alea. Pentru că vorbele rănesc adânc și -o diavolul știe tactica aceasta și o folosește la maxim, tactica defăimării. Gândiți-vă în contextul Sfintelor Scripturi. Goliat, când a intrat în luptă, n-a aruncat nicio suliță. N-a scos sabia să taie pe vreunul. N-a aruncat cu piopiatră, că măcar era foarte mare. Și ce a făcut? a aruncat injurii împotriva poporului Dumnezeu. A blestemat pe Dumnezeul lui Israel, ne spune Sfântul Cuvânt, atât de mult că David, un copil sfânt, n-a mai rezistat să audă astfel de cuvinte. Tactica diavolului este să arunce injurii. Era Hristos dus în arest în fața ostașilor. Și ce a făcut ostașii, dragii mei? L-a baciocorit. Atârnând pe cruce și a bătut joc de el. Pentru că tactica aceasta este des folosită de cel rău. Uitați-vă la sintagma acești iudei neputincioși, iar putea să însemne patetici, lipsiți de putere și de resurse. Așa este considerată familia creștină deseori, incapacitată, lipsită de perspectivă, Că pe când toți se distrează și își viața liniștiți ca oameni, familia creștină e tot timpul îngrijorată, în ghilimele, cu decența, comportamentul potrivit, felul de exteriorizare, ceea ce consumă fizic sau psihic, tabieturile și toate celelalte. Noi ne gândim la ceea ce trăim că, fi va vorba scripturală, fiți voi și dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Și dacă cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Și pentru că asta e chemarea noastră, familia creștină care se preocupă de această chemare al lui Dumnezeu este văzută ca o familie cu adeptul nebună sau, în alte cuvinte, o familie neputincioasă. Ce fac neputincioși ăștia dintr-o biserică? În loc să fie afară, să se bucure, hai ca să plouă, dar când e cald și fain, în loc să mergi la plimbare, la un grătarel, la un pic de strănină, la foc, în loc să stai liniștit, să stai pe banca unei biserici, să stai să asculți mesaje, să asculți vorbe, n-ai altceva de făcut? Sunteți niște înapoiați, vor spune oamenii. Așa sunt văzuți cei care vin și stau la nemâna Domnului. Atacul de făimării. Așa putem fi văzuți de copiii noștri atunci când nu reușim să facem competiții celor din jur care au și se distrează în plăcerile lumii. O familie neputincioasă. Nu uitați, dragii mei, aceasta este o formă de ridiculizare care o aduce diavolul în speranța că va tăia avântul și puterea celor ce luptă. Tactica de făimări este prima tactică care diavolul o folosește. Nu cădeți pradă în ea. De aceea Domnul Iisus ne dădea un sfat excepțional. Voi când sunteți blasfemiați, când sunteți vorbiți de rău, ce să faceți, dragii mei? să vă strângeți împreună și să plângeți. Vai cum s-o luat de noi, de neamul nostru. Dar ei nu știu cât am pus noi la biserica asta, câtă investiții am băgat. Păi în 95 când se făcea, ei nu știu, ei nu știu. În loc să faceți asta, Domnul spunea, să vă bucurați când sunteți vorbiți de rău. Pentru că numele voastre sunt scrise în cerul lăudați fie în numele Domnului. Domnului. Și ce dacă lumea nu ne recunoaște? Era aceea veche frumoasă cântare. Ia jugul lui Hristos pe umeri și o trage lângă el arând. Și ne spunea aceea frumoasă cântare în versurile ei, Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele ce-ți pui, ci după ranele îndurate sub crucea ta, sub crucea Lui. Ne va cunoaște Hristos în ziua aceea, nu că ne-au vorbit de bine oamenii, nu că ne-au făcut statui în chiciner, ci pentru că am răbdat sub jugul lui Hristos și am răbdat până la capăt. Doamne, întărește-ne la aceasta! Prima tactică folosită de diavolul, dragii mei, este tactica defăimării. A doua tactică, clădită pe prima, este tactica descurajării. Ne spune versetul 10 astfel. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. S-au angrenat, s-au încurajat, au început să lupte. S-a îmbalat, spune, cu defăimare. Auzi, ce vor jerfi? Adică tradus ar însemna, credeți voi că rugăciunile alea de marți contează? Da, vă adunați în fiecare marți. Acele rugăciuni slabe, patetice, stați în adunare, ascultați îndemnuri, cântați trei cântări. Ce crezi că formă face? Ce crezi că rezultat și randament va da? Să stai să te rogi la biserică, stai joi să asculți predici, auzi studii biblice. Ce rost are? Ce veți jerfi voi? Și acele pietre în familii zdrobite, sub lovitură, sub întristare, părinți care au obosit în post și rugăciune pentru copiii lor, ce crezi că veți construi din pietrele voastre? Și măcar că s-au angrenat oamenii și au luptat, la un moment dat spun oamenii lui Iuda, e prea mult, e prea greu, n au vorbele lor, N-au cum ne bajocoresc, real ce spun. Pietrele sunt arse, zărâmate, altarele sunt sfărămate. Parcă nici rugăciunea n-are gust și parcă nu simțim că ne ascultă nimeni. Și apare, dragii mei, descurajarea. Diavolul nu poate face nimic decât să ne înfrice prin baciocuri, ridiculizări și descurajări, dezinformări de altfel. De aici am putea menționa că uneori cei care sunt furați de colaborarea cu cei din afară și prin urmare pierderea orientarea corectă către ceea ce înseamnă corectul și lupta pentru Dumnezeu, ajung să cadă în descurajare. Aș întreba, de ce erau descurajați cei din Iuda? Nemia le spunea, Domnul cu noi, Domnul luptă pentru noi, fiți tari, nu vă lăsați, uite, Domnul dă biruință. Și totuși îi spun, Nemia, vom cădea, nu facem față. Știți de ce au descurajat? Întoarceți împreună cu mine ca să vedeți în Sfântul Cuvânt. Nemia, capitolul 6, cu versetul 17. Ascultați ce spune Biblia. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia, iudeii aceștia, care trimiteau deseori scrisor lui Tobia, și primeau și ei scrisori de la el. Vrășmașul lor care bat jocoria primea informări de la iudeii care zideau zidul și le spuneau ce s-a mai întâmplat. Mai puneau câte un post pe Facebook să vadă și -aia pe unde au ajuns cu care piatră o zidit în ziua de azi. Să vadă unde s-au strâns toți împreună. Și Tobia le trimitea și el un comentariu online căci mulți din, Iudea, din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginele lui Shekania, fiul lui Arach, fiul său Iohanan, luase de fată pe Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea, zicea Nemia, și îi spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Fraților Domnului cu noi, Domnul dă biruință, fraților, la rugăciunea noastră Domnul ascultă, ne întâlnim marți, ne întâlnim joi, ne rugăm, postim, Dumnezeu este cu noi și lucrează. Iese din biserică fratele, merge acasă, dă un telefon la altul. Păi, tot rugăciune, 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 auzi, n-are rost. Așa am făcut și noi covai odată, nu lucrează. Merge înapoi la fratele care vă încuraja, frate, lasă-ne cu rugăciunea, că oricum nu lucrează. Dar frate, Domnul e cu noi. Și ce ai văzut ultima oară că Domnul e cu noi, ha? Uite, de câte vreme ne rugăm, postim și uite că nimic nu se schimbă. Ai văzut? Uite că vin mai puțin, uite că se schimbă, uite că se luptă. Ce ai văzut, biruință? Și aceste cuvinte duc la descurajare. Pentru că n-am rămas ancorați în luptă prin dezinformare, decidem la descurajare. Ca să nu spunem că mai adăugăm un, un lucru. Era și un compromis cu cei de afară, dragii mei. Dumnezeu vrea o voce unificată, nu canale de dezinformare care să inducă confuzie și să spere pe cei ce le ascultă. Pe lângă asta, unii s-au compromis prin căsătorii cu femei din afara lui Israel. Nemia, capitolul 13, cu versetul 23, spune astfel. Tot pe vremea aceea, am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste azdodiene, amonite și moabite. Era grupul de oameni care luptau împotriva lor cât zideau zidul. Jumătate din fiilor vorbeau limba azdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască, nu cunoșteau decât limba cutării sau cutării popor. I-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii pe ei, le-am smult părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând să nu vă dați fetele după fiilor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor. El era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au tărât pe el în păcat. Și acum trebuie să auzim despre voi că să o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru, luând neveste străine. Traduceți, vă rog, textul pentru contextul nostru. Împrumutăm de la popoarele pe lângă care stăm. Nu vi se pare ciudat că tot mai mult influențează lumea biserica decât să influențeze biserica lumea, dragii mei? Nu vi se pare ciudat că tot mai mult împrumutăm tabieturile, comportamentul, felul de a fi a celor de afară, în loc ca noi să avem influența asupra lor? Că le împrumutăm, le împrumutăm. Și această împrumutare duce la o descurajare totală, pentru că îți pierzi identitatea ta, pierzi puterea și la un moment dat nu mai știi în ce să crezi. Spunea un comentator celebru al Bibliei, zicea astfel, în cei peste 40 de ani de slujire, am observat că cei ce descurajează sunt deseori cei îndoielnici și cei compromiși. Te compromiți cu păcatul, te compromiți cu lumea, caz în deznădejde devii cel pesimist din biserică. Frate, lasă-mă că nu se schimbă nimic, uite, de când suntem noi, de când luptăm, de ani, de zile, tot la fel, trebuie reformă, trebuie schimbare, trebuie cutare, trebuie adaptare. Devii astfel, pentru că în loc să rămâi tare lângă cuvântul care îți vorbește, asculți glasul dezinformării celui rău și caz apoi în descurajare. Iar ultimul pas în tactica aceasta este Dezorientarea. Ne spune în Nemia, în capitolul 4, textul nostru, versetul 7. Dar Sambalat, Tobia, Arabia, Muniții și Azotriții s-au supărat foarte tare când au auzit dregerea zidurilor înaintea și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Vestitul 11 spune astfel, și vrășmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Dezinformarea duce la descurajare, care duce la dezorientare. O imagine frumoasă avem aici în împăratul Saul. În 1 Samuel capitolul 10 cu versetul 27, Saul numai ce fusese uns împărat, Dumnezeu îi dă semne concrete. Și în ziua aceea niște oameni de nimic din popor strigă astfel: S-au găsit între, însă niște oameni răi. 1 Samuel 10 cu 27. Ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Nici nu i-a băgat în seamă. Vorbele lor, treaba lor. El a rămas cu inima lipită de Domnul. A ascultat glasul lui Dumnezeu vorbit prin Samuel, întărit că Domnul îi dă biruința. Întoarceți doar două pagini, dragii mei, și intrăm în capitolul 15. De mai multe ori ne spune versetul 9, dar poporul, versetul 15, pentru că poporul, versetul 21, dar poporul, versetul 24, mă temeam de popor, 30, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu. Omul care nu i-a băgat în seamă când a vorbit de rău, acum de frica lor a schimbat totul, numai să fie bine. Dragii mei, dezorientarea apare când lăsăm deoparte cuvântul Domnului și ascultăm la glasul confuz al lumii care ne vorbește. Tactica satanei de a ne speria cu gânduri, precum ar fi, dacă ți-a guvernul copilul. Pe păi cum tu îi spui să nu facă, să nu bea, să nu... Dacă ți-a guvernul copilul. Dacă îți fuge de acasă, frate. Dacă va cade în depresie. Dacă o să se întoarcă la, de la alții și ia de la alții și nu ia de la noi. Ce ne facem? Aceste tactici, dragii mei, care diavolul le folosește, să ne fac niște fake news. Niște tactici de dezorientare care să ne facă confuși și să ne pierdem orientarea. Nu uitați, Dumnezeul cel tare este cu noi, spune animia. Dumnezeul cel tare apără familiile noastre. Dumnezeul cel tare este pentru noi, laudați-vă fie numele. În fața acestor tactici de luptă, care sunt metodele Domnului pentru lupta omului? Vă spuneam că simple. Vi le număr pe scurt și apoi le, le explicăm. Comunicare, cercetare, consolidare, colaborare. Hai să le observăm. Unu comunicare sau practica rugăciunii. Versetul 4 ne spune astfel prima parte. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem baciocoriți. Nu, fraților, vai de capul nostru, vai de noi, te-o venit după noi, ne amenință, vai, vai, vai ce-o fi. Nu. Doamne, ascultă Tu că noi suntem bajocoriți. Avem noi o cântare, spune-i Lui numai Domnului. Dragii mei, prea mult ne plângem și -o prea puțin ne rugăm. Spunea mai departe în versetul, versetul 6. Am zidit zidul care s-a isprăvit pretutine până la jumătatea din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru. Tactica comunicării, dragii mei, sau metoda comunicării ne duce în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea este cea mai puternică armă dată nouă pe acest pământ și din nefericire este cea mai neglijată armă în arsenalul Bisericii lui Dumnezeu. Mai devreme, fratele Alex făcea o remarcă excepțională. Nu l-au întrebat pe Domnul Iisus cum să facă minuni, nu i-au cerut să le rată pe Tatăl și semne și din ceruri, nu i-au cerut nimic altceva decât, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Au văzut în rugăciunea Domnului Isus, așa o putere, așa o legătură, așa o profunzime, încât au spus: Asta o vrem și noi. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Domnul Isus remarca Luca 21:36: Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Luca, capitolul 23, ne spunea, în 22, cu versetul 40, când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cădem în ispită deseori. Copiii noștri sunt ispite. Ne izbim de o luptă de alta și ne întrebăm de ce, cei cu noi. Dragii mei, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. S-ar prea putea că viața noastră de rugăciune este una anemică și slabă. Și ascultați-mă bine, Remarcă încă o dată. Rugăciunea puternică nu se face aici. Rugăciunea puternică se face acasă. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunile publice, a fost cel mai, dacă vreți, domn, cel mai rezervat. Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat și m-ai ascultat și de, de aceasta. Lasă reși afară. Dar ce rugăciune e ai la o înviere din morți? I-a spus unei fetiție, scoală-te, ți spun. Și s-a sculat unui băiat mort, tinerelule, scoală și a înviat. Dragii mei, ce rugăciune asta? Rugăciunea Domnului Iisus era aceea cu strigăte mari și cu lacrimi, făcut acolo în pustiu unde nu vedea nimeni decât Tatăl Cel din Ceruri. Era un model pentru noi de rugăciune. Oare mai luptăm în rugăciunile noastre? Motivul pentru care nu ne luptăm în rugăciune este pentru că nu credem cu adevărat că Dumnezeu ne ascultă. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu chiar ne ascultă, ne-am rugat. Dar nu ne rugăm pentru că ni se pare chicios să stăm singuri în camera noastră, că aici ne rugăm, că ne rugăm toți. Dar să mă rog singur acasă, de o parte, unde nu-i nimeni cu mine, mi se pare chicios să mă rog dacă... Dacă ce? Dacă nu mă ascultă Dumnezeu. S-ar putea că păcatele noastre cele multe pot să pună un zi de despărțire între noi și Dumnezeu, la mărturisire, dragii mei. S-ar putea ca să ne slăbească credința, și atunci, cuvântul Domnului ne întărește să credem că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Dar suntem chemați să luptăm în rugăciune. Prima linie de apărare pentru un copil în fața unui părinte este rugăciunea. Strigă, iair, Doamne, scapă nevetița că moare. Un părinte înduroreat strigă, dacă poți, fă ceva pentru copilul meu. Dragul meu ascultător, pledoaria ta, vorbele tale, cuvintele frumoase care sunt necesare, nu au niciun efect dacă nu le încunună Dumnezeu cu autoritate care o primești doar în rugăciune. Doamne, dă-ne în rugăciune! Un păstor deosebit, un om al lui Dumnezeu pe nume Keith Daniels, un păstor american care a predicat cu foc și cu putere din partea Duhului Sfânt, spunea la bătrâneți o întâmplare care a trăit-o el. O familie de misionari care erau oameni deosebiți și-au dedicat viața pentru misiune avea un băiat care a fost cu ei împreună, a participat la momente de trezire, a fost dintr-o țară în alta împreună cu ei. Ajungând acum mai mare, cel rău l-a momit prin păcat și l-a tras în lume și a pierdut cărarea și a devenit un ateu convins. Un om rău își ura părinții și ura în special pentru că chema la pocăință. Într-o zi l-au sunat pe acest prieten păstor lor, Keith Daniel, spunându-i, odată când ai predicat la noi în zonă, băiatul nostru a fost cercetat și ne-am gândit, oare n-ai fi tu dispus să mergi să vorbești cu el? Poate totuși pe tine te va asculta. I-au dat adresa ta la lucru pentru că nici măcar nu vrea să întâlnească cu ei ca și părinți. Și acest păstor merge la lucrul lui să-l întâlnească. Când ajunge acolo și întreabă de el, era un birou mai modern, unde era mai multă sticlă, l-a văzut de la distanță, a început să zbiere cât l-a ținut gura, a fugit la el și i-a spus, dacă mai vii odată la mine, eu te omor cu mâna mea, la care el îi spune, Dumnezeu te cheamă să te întorci la el. Mânios fiind, l-a îmbrâncit și l-a lovit, om bătrân acum, a căzut jos, colegii lui s-au speriat, i-a spus, dacă mai spui cuvintele astea, eu te omor. Și el spunea, și dacă mă omori, rugăciunea mea tot va ajunge la Dumnezeu. Pe mine nu poți să mă oprești rugăciune și îți promit că am să mă rog pentru tine până Duhul Sfânt te va găsi acolo unde ești. A plecat și s-a ținut de cuvânt și s-a rugat. După un timp lung, zicea dumnealui, predicam într-o zonă și în camera în care mă pregăteam intră un tânăr. Îmi spune, mă cunoști? Perplex, uite el, nu. Îți mai aduce aminte atunci la lucru? Da, eu sunt. Ce s-a întâmplat? Am plecat acasă, am intrat în camera mea, îl înjuram pe Dumnezeu și am auzit cuvintele tale. Mă rog, până te vei întoarce. M-am dus la bar să beau în acea seară și am auzit iar cuvintele tale. Mă rog, până te vei întoarce. Din ziua aia n-am mai putut să păcătuiesc. Cuvintele alea m-au urmărit până m-am întors la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a salvat viața. Dragii mei, rugăciunea are putere mărit să fie în numele Domnului. Metoda lui Dumnezeu pentru lupta noastră în familie, în casele noastre, pentru viața noastră este cea mai simplă, cea mai ieftină. Pleacă genunchiul și Dumnezeu te ascultă, lăudați să fie numele. Zicea David, să știți că Dumnezeu și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când trei el ce mare har. Fim noi oamenii aceia, Doamne, ajută. A doua metodă lui Dumnezeu pentru lupta noastră, dragii mei, în Abirui este metoda de cercetare. Dacă prima este comunicare, a doua este cercetare. Sau, a spun eu, ascultă la înștiințări. Versetul 15 spune astfel, Când au auzit vrășmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare, la lucrarea Lui. V-am spus de la început că am expus planurile diavolului, nu ca să auzim de diavol, ci pentru că noi nu suntem în umbră de planurile lui, ci Dumnezeu ne luminează ca să avem biruință, și fie numele. De aceea, dragii mei, înștiințarea este o formă prin care Dumnezeu ne ajută să avem biruință. Dumnezeu trimite înștiințări, dar noi de multe ori nu luăm aminte. Spunea cartea Iov 33 cu versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu i seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci le dă în științări și le întipărește învățăturile lor ca să se abată pe om de la rău și să-l feriască de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele, atunci este griață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Dumnezeu vorbește. Dar România seama. Și mă întorc. Câte mesaje a vorbit Duhul Sfânt în anul acesta pentru Biserică? Măcar la cel la care am fost expuși cu toți împreună. Nopți de veghe, seri de rugăciune, duminici, momente când au fost musafiri cu noi să prin vasele Domnului din Biserică. Câte mesaje ne-a vorbit Dumnezeu? Câte le mai știți? Măcar cerințele? Măcar o cerință care a spus-o Domnul pentru familie. Câte le mai știți? Că să ne plângem că ni greu, să ne plângem că nu se întâmplă nimic, o facem zilnic. Dar să punem în practică ce ne-a vorbit Dumnezeu, prea puțin. Metoda lui Dumnezeu pentru biroința noastră este cercetarea a ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Doamne ajută! Amin. Mă sună un vas al Domnului cu mai mult timp în urmă și îmi spune, auzi, am primit de la Domnul că trebuie să te rogi împreună cu familia ta, că diavolul a făcut un plan să o lovească pe unul din copiii tăi, dar de grabă intrați în mijlocire, că Dumnezeu dă biruință dacă vă rugați. Mă întorc să te pui pe genunchi să A e banal ce biruință e ai aia. Dar așa spune Domnul, asta e metoda lui de lucru. Am ajuns acasă, am chemat copiii toți împreună și le-am spus ce a vorbit Duhul Sfânt. Cel rău a făcut un plan, vrea să lovească pe careva dintre voi și noi trebuie să ne rugăm și ne rugăm. Copiii au început, da de ce? Da de ce cu noi? Da ce are cu noi? Ce am făcut noi lui? Am explicat noi cum se poate unui copil și am intrat în rugăciune. În seara aceea, dragii mei, eram cu soția în camera, într-o cameră de -a noastră și una din fetiți era pe patul supraetajat. Sărea pe pat sus, i-am spus, oprește-te că vei cădea, nu-i voie, stai jos. Dar noi lângă pat, lângă unde era ea, făceam ceva treabă acolo în cameră. Deodată s-a dezechilibrat, a căzut din pat, direct în cap, și minunea a fost că a căzut pe un scaun, care era un rocking chair, s-a mișcat în căderea ei și a amortizat căderea. A început să plângă, mă doare gâtul, mă doare gâtul. Minunea a fost că n-a avut absolut nimic, că Dumnezeu a intervenit și a dat biruință. Că Dumnezeu a ascultat mijlocirea despre care ne-a vorbit prin Duhul Sfânt să ne punem la lucru. Dar dacă ne vorbește și ne ascultăm, vai de noi, dragii mei. De aceea mă reîntorc, suntem chemați să cercetăm ceea ce Dumnezeu ne spune. De multe ori ne axăm strict pe ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Vrem de înviorare, tineri care vor fi vase de lucru și multe altele. Și spunem, na, unde sunt lucrările Domnului? Dar eu pun o întrebare. Și câte din cerințele Domnului am împlinit noi ca și biserică? Ca și familii? Ca și oameni? Zic și eu, Domnul, să ne ierte, dragii mei. Să ne pocăim în această seară ca să ascultăm cu atenție ceea ce ne cere Domnul. Cunosc foarte bine o familie căruia le-a vorbit Duhul Sfânt în dreptul unui copil care avea undeva la 11 ani. Dul Sfânt spunea astfel dintr-o vas al Domnului și era în dreptul copilului. Să știi că tu umbli ca pe o margine a luminii între lumină și întuneric. În întuneric era un labirint foarte mare. Dacă intrai pe zona luminii, abia să fie bine tine. Dar dacă vei intra în zona aceea labirintului acela întunecat, va dura lung și vei ieși greu de acolo, dar vei ieși până la urmă. Domnul îți spune, alege să rămâi în lumină. Cunosc bine situația. Copilul acela ales să intre în întuneric. Au durat aproape doi ani de zile în care au fost lupte foarte mari. Dar în final Dumnezeu a lucrat după cum a spus. Minunia mare este că la un moment dat spune acel copil să știi că am intrat în labirint. Îmi dau seama că am făcut exact ce a spus Domnul să nu fac. Era un pic târziu, niciodată nu-i prea târziu, că Dumnezeu în care har se îndură. Dragii mei, suntem chemați să cercetăm și să ascultăm ceea ce Domnul ne spune, Doamne ajută! A treia metodă de luptă care Dumnezeu ne pune la îndemână, foarte simplă, dar, revin, nu prea o luăm noi în seamă, este consolidarea sau întărirea zidului. Versetul 13 spune astfel, de aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tari, poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Versetul 16 ne spune astfel, din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau în apoi a întregii case lui Iuda. Cei ce zidiau zidul și cei ce se duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare luptă, dragii mei. Suntem chemați să luptăm în apărarea caselor noastre. Deseori, în casele noastre sunt două familii. Familia părinților și familia copiilor. Și între cele două este foarte rară întâlnirea. Ne întâlnim la masă, unul pe telefon, altul cu căștile în urechi, altul cu alte bieturi. Și noi avem family time punem un film se arată, sunt toți împreună, ca să avem timp de familie. Nici nu vorbim, nici nu ne rugăm, nici nu facem ceva constructiv împreună. O trecut două ore că măcar am stat împreună, n-o țipat ei, n-am țipat noi și foarte bine, slavă Domnului. Dragii mei, suntem chemați să luptăm pentru consolidarea zidului familiei, să luptăm pentru apărarea familiilor noastre. Și aici părinții sunt primii care sunt chemați să muncească la aceasta. Nu vorbim despre perfecțiune în creșterea lor, ci despre veghea asupra lor, pentru că, dragii mei, noi suntem chemați să veghem asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă în casa noastră. Știți care sunt frământele lor? Știți care sunt întrebările lor? Știți care sunt luptele de la școală? Știți care sunt ultimele mesaje care le-au primit pe telefon și cum le-au vorbit alți copii din biserică lor? Știți în jurăturile care le folosesc sau imaginele care trimit unii la alții? Ca părinți vă interesează? Sau spunem aia oricum e tehnologia lor, eu habar n nu mă bag acolo. Suntem chemați să veghem asupra tuturor lucrurilor ce se întâmplă în casa noastră. S-ar putea ca din gând în când spun copilului tău, uite, vreau să mă uit pe telefon tău, să văd ce ai mai scris. Nu-ți intru în problemele tale personale, dar aș vrea să văd ce vorbești, ce spui, ce scrii, la ce te uiți. E important de mine ca și părinte, te țin de mână ca să nu cazi. Vreau să fiu alături de tine protejându-te. S-ar putea să găsești lucruri care te vor speria ca și părinte ești chemat să-ți faci timp pentru asta. Dar nu ne avem timp. Noi muncim, noi alergăm, noi stăm noi pe telefon prea mult și apoi ne mirăm că nu mai avem relații copiii noștri. Dragii mei, suntem chemați să luptăm pentru casele noastre. Spune Mesiu 21, așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ibirea sterelor. Iar noaptea fiecare o petrecea împreună stră de strajă, de ghind la ceea ce se întâmplă. Ca părinte, ești obosit, te pui la culcare la 10 seara că e bine să dormi. Oare îți pasă ce face copilul tău la 12 noaptea? Îți pasă că pe la ora 1 trimite mesaje altor tineri din biserică? Îți pasă că stă pe telefon toată noaptea și în loc să doarmă, în loc să se gândească la Domnul, în loc să viseze frumos, stă blocat în alte lucruri virtuale? Dragii mei, suntem chemați să vegem asupra celor ce se întâmplă în casa noastră. Asta înseamnă consolidare. Într-o noapte. Nu de puține ori s-a întâmplat. Unul din copiii mei vine la mine și îmi spune, vreau să te rogi pentru mine. De ce? Și îmi explică el lupta, problema, grija lui. Atunci, în noapte, în să spui, las mă, pulcă te că ne rugăm mâine. Atunci te scolte pe, din pat, te pui pe genunchi, te rogi, încurajezi, consiliez și poate ia timp. Poate ia 10 minute, poate ia jumătate de oră, poate ia mai mult. Sunt închemat să luptăm pentru casele noastre. Biruințele mari vin când ne facem și noi, în dragii mei. Dumnezeu luptă pentru noi dar Dumnezeu lupta împreună cu ei, ei erau acolo cei care zideau, lucrau, Dumnezeu binecuvânta lucrarea lor și le dea biruință. Doamne Iisus, se dă -ne înțelepciune. Amin. Nu uitați că diavolul lucrează cel mai mult atunci când noi dormim. În Matei 13 cu 2, 3, 25 spune astfel, iar pe când dormeau lucrătorii, a venit un vrășmaș și a sădit neghină. De multe ori când dormim noi ca și părinți, să zicem acum proverbial sau chiar fizic, când suntem noi absenți din viața lor, vine vrășmașul și pune neghină și nici măcar nu știi că în casa ta crește neghină. Doamne, ajută-ne să consolidăm casele noastre. În ultimul rând, dragii mei, colaborare. Dumnezeu vrea colaborare sau luptați împreună. Versetul 19 spune astfel. Am zis, mai marilor, dregătorilor și celorlaltor popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. Fiecare lupta, fiecare în armat, fiecare cu, dea cu nealta în mână, fiecare cu arma în mână. Erau bine pregătiți, dar toți erau separați. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Unde? Acolo unde suntem noi toți, împreună. Nemia a înțeles că, în ciuda sârguinței familiilor, fiind separați, erau vulnerabili. De aceea, adunarea lor împreună însemna biruință. Biserica este aceea adunare. Biserica este locul unde venim împreună și luptăm pentru același scop. Cultivați în copiii dumneavoastră o dorință de a fi implicați în biserică. Implicați în cor, în fanfar, în diferitele grupuri, implicați la studiu, motivați să meargă împreună cu biserica. Nu-i dezlipiți de biserică. De multe ori vor ei să vină la adunare și părinții nu vor. Trece timp, nu mai vor ei să vină la adunare și plângi tot ca părinte că ai face orice în vezi în biserică cultivați în această dorință de a participa în casa lui Dumnezeu. Și aș face o remarcă, nu vorbiți de rău slujitorii, conducerea bisericii, păstorii, dirijorii, liderilor, vorbindu -i de rău, îi dezlipiți de adunare. În timp vor spune, unde se mă duc? La ăia? Ăia ai spus tu că așa, 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 fățar, nici mincinoși, cum însei, vai de capul lor. Și atunci va fi prea târziu să-l mai convingi că de fapt toată poezia care l-a învățat toți anii ăștia a fost greșită să cultivăm în ei respect pentru casa lui Dumnezeu. Aici este locul unde lucrează Dumnezeu, dragii mei. Aici coboară Duhul Sfânt, aici vine Dumnezeu în cercetare, mărit să fie în numele Domnului. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci în numele Tău de slavă. Nu pentru noi, dragii mei, ci pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Să știți că în aceste momente ale părtășiei a lucrat de Dumnezeu cel mai minunat. Ne aminte de o tânără care aici în adunare a decis să încheie legământ în apă cu Domnul. Fiind un pic mai tinerică, mama a întrebat-o acasă, de ce? Ești un pic prea devreme, poate mai așteptăm un picuț. Și ea spunea astfel, n-ai auzit joi seara predica care a fost? Era o predică în care mesajul și titlul era astfel, astăzi îi sună bine, dar nu astăzi. Sună bine, dar în altă zi. Era un text din Cartea Faptele Apostolilor. Și ea spunea astfel, n-ai auzit predica? Sună bine și nu azi. Eu azi vreau să mă împac cu Dumnezeu. Motivată fiind botezată cu Duhul Sfânt, atât de convingătoare a fost încât părinții au spus, e adevărat, dacă așa vrei, așa facem. Am încheiat legământ în apă cu Domnul, este implicat în adunare și ne bucurăm de astfel de lucruri, dragii mei. Interesant, o predică, de joi seara, nu de duminică, nu de conferință, nu cu musafiri, a cercetat inima unei tinere. Oare copilul tău n-ar putea beneficia de o astfel de cercetare? Aduceți-l la adunare, dragii mei, ca să fim împărtășie un păstor din Australia avusese mai mulți copii, dacă nu greșesc, 12 sau 13 copii. Din toți care erau în casa lui Dumnezeu, unul singur a plecat în lume. A făcut rușine familie, a ajuns chiar încarcerat. Nu era program de la biserică, întâlnire, convenție în care fratele să nu spună, vă rog, rugați-vă pentru copilul meu. Punea cauza înainte bisericii. Unii frați spuneau astfel, frate, Dă slavă Domnului. Păi din 12, 11 sunt casa Domnului unii în lume. Lasă-mă că unul ăla chiar nu e așa de mare problemă. El a spus pentru mine, toți ăștia contează. Atât a insistat și a rugat biserica să mijlocească până în ziua când Dumnezeu a făcut o minune și a dat mântuirea acelui copil. Știți că aici este locul în care ne rugăm unii pentru alții, postim unii pentru alții, mijlocim unii pentru alții. Doamne, dă-ne o dragoste de frați să luptăm împreună. Colaborare. O metodă așa de simplă, și așa de des, lăsată deoparte. Imaginea aceasta cu sabia și mistria pentru mine este excepțională. Suntem chemați să lucrăm la zidire și în același timp, dragii mei, să luptăm la apărare. Zidiți familia spirituală prin lucrarea lui Dumnezeu. Apărați-vă familia spirituală de atacurile demonice. Vegheați asupra caselor dumneavoastră. Stăruiți în rugăciune și nu uitați. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin.